Salut mâna, distinsă domnițe. Am onoarea să vă salut, stimați telespectatori. Am onoarea să vă salut, domnule colonel inginer Aurel Cazacu, și să vă mulțumesc frumos că ați revenit la 6 TV. Vă mulțumesc pentru invitație. Bună seara. Agenda săptămânii este focalizată pe cel mai important reper din 7 zile și acest eveniment s-a petrecut astăzi. Avem pe ecran acum o imagine care arată cele două repere principale ale ședinței Consiliului Suprem de Apărare a Țării, o ședință care a fost prezidată de către domnul Klaus Iohannis, președintele României. În afară de cele două puncte, primul fiind și cel care a generat tematica discuției noastre, obiectivele României pentru summitul NATO din 11-12 iulie 2018 de la Bruxelles, fiind și numărul de militari alocați pentru misiunile la care România și-a dat acordul să participe, și în același timp, ca element de noutate, nu este acolo, dar în comunicatul dat de Palatul Prezidențial pe site-ul prezidenții.ro se vorbește și de proiectul Roșia Montana, un mesaj către cei care susțin ideea de a deveni un areal care să fie patronat de UNESCO. Pornim de la acest eveniment, de la ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării, pentru că acolo era prezentă și doamna premier, era prezent și ministrul apărării și șeful statului major al apărării, personalități care la ora actuală, din rațiuni care nouă ne scapă, au relații profesionale mai aparte. Aș vrea să faceți un prim comentariu asupra utilității și necesității acestei ședințe a Consiliului Suprem de Apărare a Țării în această zi în care la Parlament s-a luat în vizor guvernul și menținerea lui în urma exprimării unui vot de către parlamentar. Vă ascult, domnule colonel. Încă o dată bună seara și mulțumesc pentru invitație. Domnule colonel, este o săptămână teribil de interesantă și această ședință a CSAT-ului consider că a avut loc chiar într-un moment foarte bun. Adică era normal ca prin cele două puncte de pe ordinea de zi plus încă unul suplimentar care a apărut să se discute și păcat că nu a durat decât aproape o oră, pentru că eu cred că acolo conducerea acestei țări, care trebuie să, așa cum am mai spus și în alte împrejurări, trebuie să lăsăm la o parte problemele de orientare politică, partidele, interese personale, trebuie să ne gândim la oamenii acestei țări, oamenii care muncesc, care au nevoie să-și crească copiii și care își dau viața pentru această țară. Deci, pe primul punct acolo, după cum vedem la ordinea de zi, sunt obiective, trebuiau aprobate și trebuia mandatată delegația care merge la summitul NATO. În frunte cu președintele României, Klaus Iohannis. În frunte cu domnul președinte, sunt obiectivele României pentru summitul NATO de la Bruxelles. Aceste obiective privesc România într-o măsură de peste, pot să spun, 100% sau 1000%, ca să spunem așa, ca simplu contribuabil o spun, pentru că privesc siguranța și securitatea de la Marea Neagră. Vreau să vă spun că sunt probleme la... Deci acest mandat și cei care merg acolo trebuie să discute problema României vis-a-vis de viitorul pe care îl are României prin prisma faptului că poate deveni furnizor de energie datorită descoperirilor care se fac în Marea Neagră. Am văzut că ați dat o declarație interesantă în cotidianul Adevărul, în formatul său electronic, și din această perspectivă, dacă ne puteți face și aici câteva precizări. Da, după cum știți, noi am discutat o dată sau de două ori despre războiul din Siria. La Marea Neagră consider în acest moment că nu va avea loc un război, dar pot avea evenimente care pot crea tensiuni, care pot crea probleme în România, și România are o importanță foarte mare în această... În desfășurarea evenimentelor de la Marea Neagră, pentru că România poate deveni furnizor de gaze, poate și petrol și așa mai departe. Eu nu cred că Rusia va accepta acest lucru. Și atunci, exact cum spuneam acolo, lumea se conduce prin crearea de crize, va încerca să creeze crize ca să oprească. Așa cum în partea de est a Mării Mediteranei nu-și doresc ca altcineva să producă gaze și să le ia lor, să le reducă din cantitatea pe care o vor livra, ei, gândiți-vă ce ar însemna pentru ruși numai faptul că România poate deveni independentă de gazul rusesc în ceea ce privește energia și economia
României. Aș completa, dacă mă îngăduiți câteva secunde, afirmația noastră extrem de corectă. În partea de est a Mării Mediterane sunt grupate navele militare rusești care sunt trimise acolo sub pretext oficial misiune de a susține forța expediționară rusă din Siria. Da. Apoi, trebuie să privim totul prin prisma. Trebuie, adică, vedeți, în această săptămână ar trebui să fie persoane în această țară care să nu aibă somn. Pentru că Marea Neagră este unul din vârfurile acelui triunghi format de Marea Neagră, Marea Baltică, Marea Adriatică. Să nu uităm că și partenerii noștri din America au venit și s-a discutat la Constanța săptămâna trecută despre, a fost acel Black Sea în Balcanic Security Forum, care este făcut de New Strategy Center, acel ONG românesc, dar care eu cred că privea foarte mult interesele americane în Balcan, pentru că americanii ca un partener, ca un tătuc mai mare al nostru aici și al statelor de aici, încearcă să ne apere de influența rusească. Telespectatorii ar putea reacționa să spună, păi ce facem, ne întoarcem la vremea tătucilor, a tătucului Stalin? Nu. Deci nu, eu când am spus ca un simplu contribuabil, pentru că partenerul american e cel care ne ajută. Și după cum ați văzut, a avut loc o conferință privind strategia de cooperare cu Statele Unite la București, după care o doamnă viceprim-ministru a fost la Washington. Doamna Birceal, și o să revenim la subiectul acesta. S-a discutat la Washington problema strategiei, dar unul din elementele principale a fost strategia de natură energetică și cu persoanele cu care dânsa s-a întâlnit, pentru că vrem, nu vrem. Eu totdeauna am spus, așa cum am spus mereu că mă interesează ce fac cu banii și o să discutăm, deci că acești bani care îi cheltuim pentru un armare se întorc în folosul țării, trebuie să nu privim războiul ca ceva abstract, ci trebuie să vedem ce menține o luptă în vigoare. Și concret, acestea sunt interesele economice. Am înțeles, concret. Noi discutăm despre primul punct de la ședința Consiliului Suprem de Apărare a țării, obiectivele pentru summitul NATO, cu mențiunea din partea mea că delegația americană a dat un semnal puternic că președintele Trump va participa la summitul din 11-12, reamintind ferm tuturor aliaților să-și mărească bugetele pentru apărare. România este evidențiată că s-a angajat cu 2%, dar în 2017 n-a cheltuit decât 1,8% pentru apărare, din rațiuni care nu țin de militarii din Ministerul Apărării. Da, deci vorbim de agenda săptămânii. Deci vreau să spun că sunt atâtea elemente de vorbit, inclusiv că putem vorbi nu pentru o emisiune cât este astăzi, ci pentru o săptămână întreagă, 3 emisiuni despre atmosfera care există la Ministerul Apărării. Dar ce atmosferă există la Ministerul Apărării? Deci ați văzut că a venit domnul Ciucă și a dat un interviu. În presă au apărut alte... Inițial a fost un interviu acordat redactorului șef de la Observatorul Militar, colonelul Florin Șpelea, care a fost aici și a prezentat publicația și mesajul principal din interviu, unde generalul Ciucă, care este comandantul militar al armatei, a spus că rămâne până la finalul mandatului în fruntea armatei, dar o afirmație destul de sensibilă pentru cei care nu sunt obișnuiți cu asemenea declarații, și apoi a fost o mențiune la postul public de radio care a fost mijlocită de jurnalistul Radu Dobrițoiu, unde s-a reiterat acest mesaj. Militarii de carieră, atât cei activi cât și cei în rezervă, își pun problema ce neînțelegeri pot fi între generalul Ciucă și terți de s-a ajuns la asemenea precizări publice. Care e opinia dumneavoastră pe această problemă? Opinia mea ca simplu cetățean și simplu contribuabil este că acolo sunt niște neînțelegeri, așa cum spunea și domnul Ciucă, și mai devreme ați dat răspunsul dumneavoastră. Eu? Nu s-au cheltuit toți banii. Da? Da. Eu cred că, dacă este să o spunem așa, factorii politici nu se înțeleg pe împărțeala profitului acestor, deci banii publici. Cu care precizarea că generalul Ciucă nu este un factor politic, ci e generalul cu funcția cea mai mare în armată. Da, dar ați văzut că și dânsul ne-a dat dreptate și nouă, și noi prin ceea ce am spus l-am ajutat și a spus că un element important este dotarea armatei, pentru că dotarea armatei înseamnă
înseamnă introducerea de tehnică nouă, înseamnă realizarea de capabilități de producție în România, de capabilități de mentenanță și un lucru foarte important pe care dânsul a susținut și domnul ministru l-a susținut este educarea noii generații de profesioniști din armată și crearea unei noi generații de tineri care să fie în măsură să exploateze această tehnică performantă și să facă o integrare cu celelalte forțe din NATO, care este un lucru extraordinar. Și cum spuneam acum câteva minute, deci trebuie să înțelegem că prin acel offset pe care noi îl tot propovăduim aici, dumneavoastră în primul rând, banii cheltuiți pentru dotarea armatei nu se iau în mod direct și irevocabil de la investițiile sociale pentru a se crea spitale, școli, drumuri și așa mai departe, ci și ei se reîntorc și poate într-o valoare, cu o valoare mai mare, chiar dublă, triplă, se întorc și se realizează și aceste lucruri, dar realizăm și lucruri importante. Odată elemente ce țin de securitatea României, dotarea armatei. A zis securitatea României, vreau să vedem și un... Această reproducere a câtorva idei interesante, extrem de inedite ale ministrului apărării, vorbește clar de faptul că Rusia este o problemă pentru România în fiecare zi. Am citit o stupizenie în Sputnik News, scrisă de un român, lua în derâdere afirmațiile ministrului apărării, dar aș aminti, stimați telespectatori, momentul anului 2014, când, în ciuda avertizmentelor curajoasele generalului Constantin Degeratu, nu s-au luat măsuri de preîntâmpinare a agresiunii Rusie și peste noapte Crimea a devenit pământ ocupat de omuleții verzi, trimiși de Kremlin, iar apoi Donbasul s-a desprins de Ucraina. Ceea ce spune ministrul apărării, spune pe baza datelor pe care le-a primit de la structurile de inteligență ale armatei române și situația este destul de tensionată în contextul în care submarine noi, nave militare de mare forță și mă refer aici la artileria pe care o are la bord o fiecare navă din componența flotei de la Sevastopol. Deci Rusia are în Marea Neagră o forță navală la care noi opunem ce, domnul colonel? Noi deocamdată nu opunem nimic, opunem o nehotărâre a factorilor decizionali și aici trebuie făcut ceva în acest plan pentru a nu se mai întâmpla să nu cheltuim cât ne-am propus, ci să facem cheltuieli și să începem deja punerea în practică a unor programe. Moment, e meritul dumneavoastră că datorită dumneavoastră o echipă de la 6 TV a putut să meargă să stea de vorbă cu unii dintre participanții la celebru și recentul târg de la Băneasa. E meritul dumneavoastră că ați facilitat o serie de interlocutori, dar acum oamenii aceștia care au așteptat niște contracte, au primit ceva, s-a întâmplat ceva cu mitralierele, cu camioanele, cu lucrurile gândite de inginerii români? După părerea mea, nu s-a întâmplat. Deci suntem sub limita de a zice că s-a produs ceva. Pentru că, așa cum a fost și atunci, acum o lună și ceva, și acum, situația la Romarm este în continuare dezastroasă, este în continuare ceva de neînțeles faptul că în continuare acea forță, să zicem, putere din umbră sau stat paralel care ține de Ministerul Apărării se luptă în continuare să ia industria la Ministerul Apărării, ceea ce consider că nu este un lucru pozitiv deloc și pot oricând, așa cum am spus, putem face o dezbatere. Dar explicați acum telespectatorilor de ce nu e bine. Păi nu este bine pentru că activitatea economică a unei uzine ține de factorii economici. Nu poți să-i dai ordin unui strung să facă cum vrei tu și un om care să muncească. Un luptător, poți să-i dai ordin să lupte și este pregătit. Nu poți să pregătești toți muncitorii dintr-o uzină în acest fel. Dacă acest lucru era bun și se putea face, păi, așa cum am spus-o, o făceau americanii, francezii, nemții primii. Nu, ei au privat tot, pentru că exact cum spuneam și uitați-vă acum ce se întâmplă, vrem să facem, să producem în România, deci nu fac pentru cele 100 de camioane care le-am de făcut sau 100 de transportoare, fac un business plan pentru 200, mă apuc să fac și o planificare pentru export ca să pot să reduc costurile, să nu pun toate pe spinarea bugetului, din acei bani care i-am pot să cumpăr mai multe lucruri și așa mai departe, trebuie făcută o planificare. Eu, Ministerul Apărării, planific și spun, peste 3 ani voi cumpăra, exact cum a ieșit domnul ministru și a spus, 400-500 de camioane.
da? E, ar trebui ca economia și la nivelul guvernului să se ia aceste măsuri. Concret, cine nu-l sprijină pe ministrul apărării ca să vadă lumea o concordanță între ce declară Mihai Fifor și ce se întâmplă în realitate? A anunțat submarine, a fost faultat planul. A anunțat fregate, ne-am pomenit apoi cu corvete. N-aș mai continua, că știți bine exemplele. Da, dar ați văzut că domnul ministru, și este meritul dânsului, și aici este pentru mine este o apreciere deosebită. Noi nu discutăm persoana, funcția și eficiența ei. Da, după ce a vizitat și a văzut că o țară precum Grecia, cu niște parteneri germani, poate să facă submarine, a venit și a revenit și a spus, da, și noi putem să facem. Și domnul colonel, să nu uităm, deci am vorbit aici despre corvete, da? Au venit 4, pot să spun, cele mai mari companii producătoare de nave din Europa, da? Și au identificat soluții de a realiza în România. Deci, se poate face și cum spuneam, eu dacă, și putem să-i enumerăm pe cei 4 ca să putem vorbi de ei, concurenții, când se va lua în octombrie decizia, deci este Fincantieri Italia, este Naval Group din Franța, este Thyssen Group din Germania și este Damen din Olanda. Toți au cooperare cu industria românească. Deci toți au ajuns la concluzia că industria navală românească, așa cum este ea acum, este în măsură ca sub managementul pe care ei îl vor face să poată să vină să realizeze corvete de cel mai înalt nivel. Vreau să vă spun că toți își fac reclame, toți dau prin ziare diferite articole și dacă le citim, vom vedea că pe munca și pe lupta acelui caiet de sarcini foarte bun pe care l-a făcut Ministerul Apărării, toată echipa de la minister, că este un domn ministru, este un domn general conducătorul statului major, dar sunt acolo zeci, sute de oameni care au muncit, au făcut un caiet de sarcini pe care niciuna din aceste firme nu l-a contestat și toți au spus că este foarte bun și vor putea să facă în România. Noi nu încheiem contractul cu Șantierul Naval Românesc, noi încheiem contractul cu firma străină care face transfer de tehnologie, care aduce această tehnologie și o pune în practică cu personal românesc. Vor aduce și specialiști de la dânsii, dar noi vom putea după aceea, ca după 7 ani, cum spuneam, nu să facem doar 4 corvete, nu să reparăm cele 2 fregate, nu să ne apucăm între timp de submarine, doar de câte avem noi nevoie de 3, ci să creăm și altele, să le vindem, să facem bani, să redevenim ceea ce am fost, o forță, și putem să facem acest lucru, da? Dar trebuie, apropo de problema cu fabricile, vreau să vă spun, am avut în ultima săptămână, din 3 direcții, întrebări vis-a-vis de fabricile de produs pulbere în România. De ce România nu mai produce pulbere? Și de ce nu mai produce pulbere? Că miroase aproape de pușcă așa în partea răsăritană a Europei. Pentru că, exact cum spuneam, nu avem șefi, nu avem cine să ia o decizie. Toți își doresc, știu să facă bani pentru partide numai din importuri, trebuie să înțelegem că în această lume, lumea face bani și din activitate economică, din export. Cum se poate face bani din importuri? Întreb și eu ca naibu. Păi este foarte simplu, niciun partid politic nu se ține cu bani de la buget, dar se ține cu bani legali. Se identifică soluții ca cei care vor contribui cu diferite programe la import să contribuie la bugetele partidelor. Deci nu vorbim aici de ilegalități, deci nu. Vorbim de lucruri legale și complet normale care se întâmplă în toate țările. Dar este păcat să vin să contribui din 100 de lei cu 10 lei, când poți să contribui din 100 de mii cu 10 mii. Pentru că pot să fac acest lucru. Uitați-vă la cereri. Dacă acum cineva sună și îl sună pe domnul secretar de stat la economie sau pe domnul ministru și îl întreabă, domnule, câte cereri aveți în acest moment de armament are România, are Romarmul și Romtehnica? O să vedeți că nu vă vine să credeți, da? Dar de 2 luni și ceva, așa cum la expoziție, Romarmul nu a semnat niciun contract pentru că probabil, eu, Aurel Cazacu, așa gândesc, probabil că cineva le-a recomandat a partenerilor străini să nu implice conducerea Romar, că vezi, doamne, Romarmul urmează să-și schimbe proprietarul de la un minister la altul și eventual directorul urmează să fie schimbat. La fel cum toată lumea se întreabă dacă conducerea Romtehnica mai stă sau nu mai stă. Și atunci se intră într-o atmosferă din aceasta de tensiune în care tensiunea creează greșeli. Orice director și oricât de bun ai fi, când știi că cineva încearcă să-ți găsească nod
acord în papura asupra activității tale, sigur faci greșeli sau chiar dacă nu faci greșeli... Asta e la ordinea zilei, da, în România. Sau chiar dacă nu faci greșeli, întreabă, zice, dar de ce? A fost expoziția și într-o zi te-am văzut, domnule director, că ai stat la o discuție cu un partener dintr-o țară. De ce ai stat de vorbă cu partenerul ăla? Știai că partenerul ăla nu i-a great? Dom'le, dar n-am făcut nimic, am stat, a venit, m-a întrebat ce produc și aia. Da, dom'le, dar trebuia să te întrebi. Adică tu te duci și spui, am făcut un lucru bun sau am încheiat un contract, iar cel care are un interes să-ți demoleze activitatea vine și te întreabă nu știu ce, care domnul face parte din mecanismele. Până în 89, în decembrie, era conducerea asigurată de Partidul Unic, da? Da. Acum, după decembrie 89, cine ne conduce? Acum, după decembrie 89... Părerea mea este că partenerii, avem parteneri care ar vrea să ne conducă și România ar putea să fie pe mult mai sus din toate punctele de vedere, dar avem și dușmani care le e foarte ușor datorită modului în care pot fi cumpărați și pot fi atrași pe zona de a crea probleme României, cei care ocupă anumite funcții în România. Deci încă, vă aduceți aminte că a fost o personalitate la Revoluție care a zis că în 20 de ani se va rezolva această problemă. Din păcate nu se va, că e mentalitatea. Uitați, iar el a devenit cenușă. Da. Avem pe ecran un alt citat important din afirmația pe care a făcut-o ministrul Apărării Naționale, Mihai Fifor, într-un interviu acordat agenției Associated Press, menționa că ar putea să crească numărul militarilor trimiși în misiuni peste hotare cu 200. Ei bine, astăzi, la ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării, s-a decis ca numărul militarilor care sunt destinați să plece ca reprezentanți ai Forței Expediționare Românești în diferite teatre de operațiuni, precum în Afganistan, sub standard NATO, sau în alte zone, sub standard ONU, să crească cu 300. Această trimitere de militari peste cotare, trebuie să reamintim telespectatorilor, este cea mai bună garanție că noi, asigurând pace acolo, avem pace acasă. Da, este un lucru foarte bun, dar iarăși mă întorc la activitățile de natură economică. Știți că am mai spus anul trecut, cred, că noi suntem singura țară care trimitem soldați în teatrele de operații, dar noi nu avem acolo activități economice. Toți cei care trimit soldați în teatrele de operații au și activități economice, adică în zona pe care o administrezi poți să te duci acolo și să creezi lucruri, să zic așa, spitale, școli, să ajuți și așa mai departe. Gândiți-vă că înainte de Revoluție România a avut niște legături teribil de interesante și de fructuoase pentru România în toate țările din această lume. Da, pot să spun și acum și poate mă repet, România e singura țară din Europa la acest moment care are asociații ale curzilor, șiiților și suniților. Și putem, și noi suntem bine văzuți peste tot din acest punct de vedere. Nimeni nu are nimic cu noi. Deci, acolo unde mergem să asigurăm pacea și implicit, deci chiar dacă poate se mai întâmplă și poate și acolo sunt oameni care ne privesc cu ură că ne ducem peste ei. Dar... Da, dar noi ne ducem în faza în care conflictul în momentul lui cel mai puternic s-a aplanat și este doar vorba de control al teritoriilor alături de aliați, în primul rând americani. Alături de aliați și modul nostru de a fi și faptul că ei nu ne privesc cu ură, asta am vrut să spun. Noi suntem priviți ca un popor care îi ajutăm și modul în care ne-am dus... Aici aș vrea să fiu onest față de telespectatori, cum am fost și până acum, dar e un detaliu pe care... Eu am întrebat capitanii români care ocupau acolo funcții în care se ocupau de relația civil-militară și aceste proiecte de dezvoltare. Și am întrebat concret, eram în Irak, ce ți-ai propus? Păi să lungesc șoseaua la solicitarea primarului. Ai oameni, da. Și cine, dă, cine oferă banii pentru asta? Americanii. Deci n-am auzit românii. Americanii. Păi nu. Deci, bani sunt. Problema este că nu se pot duce american să muncească acolo, pentru că băștinașul nu-l privește cu ochi buni. Dar dacă se duce muncitor român, băștinașul cooperează cu românul pentru că îl acceptă. Acolo era vorba de geniști militari români care ei asigurau porțiunea respectivă de drum, da? Dar
tot ceea ce făceau ei era cu materiale cumpărate din banii Statelor Unite ale Americii. Da, și vedeți pe problema aceasta, deci dacă vorbim de partea genistică, este partea de deminare a unor suprafețe. Corect. Și în loc, după deminare urma realizarea de drumuri și așa mai departe. La care militarii noștri sunt buni. La care militarii noștri sunt buni, dar fiind vorba, deci și-am realizat lucruri deosebite. Eu mă refer la chestiuni punctuale, dumneavoastră aveți în vedere proiecte de anvergură și aici vă dau dreptate. Da, deci problema este, la fel, cineva trebuie să coordoneze. Aceste lucruri trebuie discutate, poate că, și sper, poate că unele din aceste lucruri, deci când s-a dus, și exact cum spuneam în alte emisiuni, de exemplu, s-a dus doamna viceprim-ministru acum acolo, da, la Washington, trebuia să meargă și cu trei... Doamna viceprim-ministru. Doamna viceprim-ministru. Ar fi fost bine să se ducă și doamna prim-ministru. Îi dorim în viitor. Era bine, da. Dar sunt alte persoane care nu o lasă să plece de aici, pentru că au interese ca România să nu meargă bine. Acolo trebuia mers și... Îmi place afirmația asta. Pe lângă aspectele... Adică ați exprimat un adevăr trist. Da. Deci avem... Culmea este că acești dușmani care sunt, nu sunt la nivel de state, ci sunt la nivel de organizații care au un interes ca România și care sunt plătiți pentru asta. Este ceva incredibil ce se întâmplă cu România și este păcat și nu are cine să ia măsuri. Da? Deci eu acum, cum am mai spus-o aici, cred că o dată sau de două ori, trebuie să luăm exemplu a ceea ce s-a întâmplat într-o țară lângă noi, în Turcia, unde acum președintele aproape că s-a întors ca un sultan și conduce tot. Păi, noi are o funcție comparabilă cu a lui Donald Trump. El conduce și guvernul. Da. Deci, exact știți că noi am mai discutat... Știți că la București e altă situație. Se dorește președintele de la Cotroceni, indiferent cum se numește, indiferent din ce partid a provenit, după 89 toți și-au dorit să zică guvernul meu. Uneori au reușit, alteori nu. Deci, eu consider... Dar Erdogan are guvernul lui condus de el. Da, așa ar trebui și în România și să ținem cu România, să țină cu România. Cu precizarea că România își dorește o democrație, iar acolo e o dictatură clară. Da, dar vedeți, putem spune că dictatura este și în America, dictatura democrației. Trebuie introdusă și la noi. Eu, Aurel Cazacu, spun că și democrația este o dictatură care... Cu ghilimele de rigoare. Cu ghilimele de rigoare. Da. Dar, adică, problema asta a dictaturii poate să dicteze răul sau poate să dicteze binele pentru acel popor, da? Pentru că, așa cum spuneam și am aici multe să vorbim, de exemplu, de acel triunghi format din cele trei mări, de faptul că a apărut acum o problemă foarte interesantă în zona politică în care grupul de la Cluj se rupe de PSD. Da, am văzut un interviu foarte bun la un post de televiziune cunoscut, un post de televiziune de știri. Și eu, Cazacu, vin și mă întreb și o spun aici public. Nu cumva acest grup face interesul celor care, adică a căzut într-o plasă și le face jocul celor care doresc ca în perspectivă Ardealul să fie izolat de România? Pe ce vă bazați? Mă bazez pe faptul că dacă privim grupul și în piață acționează elemente, deci se dezvoltă acea zonă economic mai mult decât celelalte. Deja e dezvoltată Transilvania mai mult decât Moldova și țara românească. Da. Acolo sunt elementele de bază ale resurselor naturale, aur, wolfram și alte lucruri care țin de importanța pentru viitor. Da? Pe când din coace este agricultură. Să ne uităm un pic la munți, cum vin munții Carpați, mergem mai departe și continuăm cu Balcanii. Știți cum e în România de astăzi? O spun ca un jurnalist care, la fel ca și colegii mei care practică aceeași meserie, sunt un împătimit al adevărului. Când a ieșit generalul Mircea Chelaru și era șeful statului major general și a făcut o declarație privind pericolul scindării României, a fost luat în bășcălie, ridiculizat, obligat să ocupe altă funcție, în condițiile în care președintele Emil Constantinescu s-a ascuns în acel moment și n-a răspuns la telefoanele generalului Mircea Chelaru. Pe chestiuni concrete. Acum se reia de către oameni foarte serioși, oameni care
chiar au trăit momente în care au parat secesiuni dorite de alții ale României și se abordează problema. Transilvaniei, 9,6 milioane de locuitori, deci e bine să fie condusă de pildă de un prinț de la Londra, pentru că ar fi un stat cu trei limbi, română, maghiară, germană. Ungurii nu s-ar putea uni pentru că au o populație mai mică decât populația Transilvaniei și atunci românii ar conduce și în Ungaria. Moldova, nu întâmplător Dodean bătea câmpii ca șef al propriului birou și vorbea de Moldova până la munți și aici rămâne o federație, domnul colonel. Nu Rom-Tehnica, Rom-Silva și ce mai vreți dumneavoastră, ci o federație formată din Muntenia, din Oltenia, din Dobrogea. Vestea bună, vestea proastă pentru cei care doresc spargerea României este ceea ce dumneavoastră ați comentat în Adevărul, respectiv posibilitatea instalării unei baze militare americane în Dobrogea foarte puternică. Aș dori să reluați comentariul pe această problemă cu detalii adecvate pentru 6TV. Deci ați văzut că zilele acestea și pentru 6TV și pentru noi, și vă mulțumesc că pot să spun acest lucru, ați văzut că NATO și americanii au spus, stimate domnule președinte ales de două zile al Turciei, ești membru NATO? Noi știm că intenționezi să cumperi sisteme de protecție antiaeriană de rachete de la dușmanul nostru cel mai tare, care este Rusia. Vrem să-ți dăm avioane. Da? Deja a ajuns primul avion sau asta. Cum continuăm? Pentru că, cum adică, îți dăm avioane care vor trebui să interfereze pe coduri și pe tot cu sistemele rusești? Păi atunci, deci s-ar putea ca toate codurile din avionul nostru, pentru că acum nu mai zburăm, eu zbor cu avionul, altul trage cu racheta, totul este integrat. Este un sistem de apărare. Da, da? Dar Putin a reușit divide timpera la Ankara. Păi da, a reușit divide din perele Ankara, pentru că asta spuneam și m-aș bucura și mă uit în ochii celor care mă cunosc legat de New Strategy Center, m-aș bucura ca această conferință care e la 2 ani sau la a doua ediție, care se numește Black Sea and Balkans Forum, Security Forum, să fie, și acolo se vorbește, am aici frumos, despre interesele americane. De fapt, americanii doresc să stăpânească Balcanii. Dacă ei vin la noi cu o bază militară, pentru că ei trebuie să-și ia toate măsurile, Turcia nu mai reprezintă ceva foarte sigur. Pentru că avem o imagine, este luată de pe Twitter-ul ambasadei americane din București. Fotografia este realizată la momentul primirii de către Mike Pompeo, care este secretarul Departamentului de Stat, în traducere liberă, ministrul de externe al Americii, a doamnei viceprim-ministru Birceal, bilă albă pentru această româncă, care, după cum o vedem, fără translator, direct, demn, a reiterat parteneriatul strategic cu Statele Unite ale Americii, iar americanul i-a spus clar că este nevoie să se privească global situația din zona aceasta de la frontiera cu Federația Rusă și, în același timp, a dat un semnal interesant privind consolidarea democrației în România. În traducere liberă, totuși trebuie ca procesul de lichidare a celor care s-au îmbogățit prin corupție să aibă o finalitate legală. Domnule colonel, deci eu consider și stimați contribuabili, este o crimă ce se întâmplă în aceste zile. Deci, în loc Parlamentul și Guvernul să discute rezultatele vizitei doamnei viceprim-ministru în America și să vină și să le impună și să le aplice în România, noi facem circul care îl facem în Parlament. Sunt și articole denigratoare la adresa acestei vizite, extrem de utilă pentru interesele României în relația cu Statele Unite în Americii. Domnule colonel, America a venit acum o lună și jumătate la București și a semnat niște protocoale în plan economic fără nicio obligație și noi am discutat aici foarte mult. Deci America spune, măi oameni buni, vrem să vă ajutăm, vrem să facem, dar cu cine să facem? Păi și cine nu vrea? Păi și cine nu vrea? Să întrebăm pe domnii aceia care nu sunt, să luptă în continuare ca Romarmul să nu ajungă la, să nu stea pe loc și să se apuce să facă, să nu facem elicoptere, să nu meargă sistemul de nave bine, că nu suntem și sunt câțiva oameni care așa te uiți la ei și spun, hoa, eu sunt o personalitate, dar el spune că România nu e în stare, apar oamenii tineri să facă submarine, că nu să-mi duc ideea până la capăt, apar oamenii tineri care spun, domne, putem, de ce să muncim pentru alții să facem submarine? Și
să nu facem acolo. Deci vine o firmă, vin francezii, mi se pare, și fac în România nave pentru țările din Europa și nu fac pentru noi. Cum spuneam, este o crimă ca să, cineva să facă corvetele pentru România în Vietnam sau nu știu unde, când le putem face în România. Și totuși ce se întâmplă? Dumneavoastră ați fost primit și de ministrul apărării. Cunosc că ați avut anterior și prezență la Palatul Victoria, ba ați lăsat, așa cum ați adus aici la 6TV, ați lăsat documentare substanțiale, dosare cu soluții și nu ați cerut să se spună acolo că e vorba de colonelul inginer Cazacu, iar toate acestea au murit în diferite sertare. Da, haideți să vorbim și de acest lucru și să vedem acum ce semnale voi primi după aceea. Deci, eu zic așa, să facem o analiză a celor care au fost până prin anul 2008-2009 în anumite funcții și să vedem unde sunt acum, așa zisa putere din umbră, ca să nu mă folosesc, că statul paralel e prea așa, și să vedem acești oameni cu 5, 6, 7, 8 ani înainte de Revoluție, pe unde au fost, în ce funcții au fost pe afară și de cine se poate face o teză de doctorat, minune, să vedem unde au fost, cum puteau fi influențați, pentru că nu trebuie să spui că faci spionaj sau ceva în defavoarea României. Nu! Îl educi pe un om, dacă vrei să-l folosești, nu trebuie să vină să-ți facă rău în mod direct, ci trebuie să-l aduci la cultura ta, să-l educi și el să zică, exact cum a fost cu submarinele. Știți? Au venit, noi am spus aici că se poate, cineva a zis nu se poate, au apărut în diferite emisiuni oameni care să convingă publicul și tot că nu se poate, după care vine domnul ministru și spune, oameni buni, am fost și am văzut și se poate. E, acești oameni care sunt acolo și care au ocupat diferite funcții, care sunt în funcții de profesori și fac educație și care tinerii, este, știți ce se întâmplă acum? Deci exact cum așa spuneam zilele acestea cuiva, doamna Birkel a fost în America și aici în loc să vedem ce putem face ca urmare a vizitei dânsei, pentru că s-a întâlnit și planul energetic este foarte important, este că atunci când îți ai un copil și ca el să nu vrei să se uite la televizor la o emisiune și atunci îi dai altceva de joacă sau îi creezi o stare de tensiune și îi spui îți închid televizorul că ieri n-ai mâncat bine sau n-ai mâncat ce ți-am dat eu. Așa și noi. Nimeni n-a mai vorbit despre ce a făcut dânsa acolo și ne uităm la televizor că am băgat o moțiune de cenzură. Care opoziție? S-au strâns 100 de inși în Piața Victoriei și nu știm din cine e formată și ce mare. În schimb, organizațiile non-guvernamentale plătite de marile companii care au interes să subjuge România și să exploateze România pot să strângă 10.000 de oameni. Da? Nu vă întrebați. De fapt, unde este elementul? Este o problemă de natură politică? Pac, fără nicio întâmplare. Apare un grup de la Cluj care e influențat de cineva, spune, mă rup. Păi, eu știu că atunci când cineva are o idee clară politică, pe o strategie și pe o gândire politică ca lumea, nu se rupe de acel partid, ci vine și convinge și spune, are curaj să-i spună, produce revoluția în partid, nu la nivelul țării. Pentru bine, că, ca să fim extrem de obiectivi, acel grup condus de fostul ministru de interne și intervievat de un jurnalist altfel extrem de abil în a pune întrebările, a făcut precizarea că va susține partidul fostului premier Victor Ponta. În sensul că PSD-ul nu mai poate fi din interior restructurat și atunci preferă o altă coagulare politică. Aș întreba eu tot în spiritul celor vorbite mai de mult. Domnul Ponta, cine l-a dus la o vârstă foarte fragidă să ocupe niște funcții care nu știu dacă era pregătit. Eu o spun ca simplu cetățean. Poate să... Meritele personale, nu? Meritele personale sau meritele familiei. Cine erau cei din familie? Cine a fost socrul dânsului? Asta e presupunerea dumneavoastră. Este presupunerea mea, ca simplu cetățean. Spun și pot să o gândesc și putem spune fără probleme. Da? Deci îl apreciez pe dânsul și am lucrat cu dânsul și avea anumite lucruri care atunci îl apreciam foarte mult la momentul la care lucra. Dar acum nu-l înțeleg.
pentru că sunt unele lucruri care din lupta personală cu anumiți oameni dânsii eludează interesele țării, ceea ce nu este normal la un anumit nivel. Deci au fost sus la vârf și după ce n-a mai putut să stea acolo pentru că n-a fost atent, deci dânsul era prim-ministru, nu avea voie să admită ca altcineva să conducă țara și guvernul. Da? N-am înțeles. Eu unul nu am înțeles de ce în urma unui incident care a produs un incendiu și așa mai departe, el a trebuit să-și dea demisia și de pentru ce? Că o persoană numită vicepremierul de atunci, Gheorghe Oprea, așa a precizat domnul Ponta, i-a spus mai bine pleci că vor urma evenimente sângeroase. Și domnul Ponta nu a vrut să fie legat de evenimente sângeroase. Deci eu cred că dacă ești prim-ministru și îl chem la o masă pe primul ministru, pe ministrul apărării, chem capii serviciilor, trupele speciale, ministrul de interne, de unde aceste elemente sângeroase? Pentru că eu, Aurel Cazacu, pot să o spun și sunt mulți care mă se uită în ochii mei și știu. Deci primul ministru și miniștrii și președintele primește zilnic un dosar întreg cu documente de la servicii. Dacă te uiți pe ele, o informare, da, informare celor care normale, acum sunt firească, în funcție, da. Și eu o spun, multă lume zice, a, serviciile au făcut. Nu. Serviciile au spus, serviciile au informat, misiunea lor este să informeze și decizia trebuie să o ia cineva. Pentru că în planul practic, dânsii fac pasul înapoi dacă tu, ca ministru, ca prim-ministru, ca președinte, când ți se spune, domne, vezi că ăsta e un lucru rău pe care tu ai contribuit la el, tu nu iei nicio măsură sau, cum este mai grav și cei care la ce spun eu acum știu, când te uiți că foarte mulți miniștri și foarte multe personalități, pe aceste note pe care le primesc de la servicii, evită să-și pună semnătura pe originale și să zică da, le-am citit. Vom continua discuția, avem pe ecran o trimitere la un mesaj foarte bun al președintelui României, Klaus Iohannis. Acesta a simțit nevoia că înaintea unei curse pe bicicletă, n-a participat la toată cursa, dar cu ocazia Zilei Drapelului a transmis un mesaj în care a spus că își dorește, frumos mesajul, și la nivelul ideatic este necesar, își dorește ca 2018 să fie într-adevăr un an al coagulării românilor, a manifestării spiritului de unitate. Nu este întâmplător acest mesaj pentru că practic trăim în vremuri în care asistăm, din păcate, la războiul româno-român. Ascultam venind spre postul 6 TV în mașină o transmisie și mă întristasem văzând că cel care răspundea la niște întrebări nu făcea decât să eticheteze persoane care erau în clădirea Parlamentului. Aici am ajuns, la etichetări. Nu se poate trăi într-o atmosferă înveninată. Sunt întrebări privind justiția, ele trebuie clarificate legal și trebuie să fie transparență publică. Vrea instituția prezidențială o putere adecvată? Atunci președintele României, dincolo de anunțul pentru al doilea mandat, trebuie să arate românilor nu doar că se plimbă cu bicicleta, că se duce și în țară. Și în țară trebuie să se întâlnească și cu oamenii simpli, nu doar în aulele universitare. Altfel nu avem un președinte puternic. Am să spun un lucru legat de problema asta cu justiția. Eu cred personal și mă uit în ochii celor care mă cunosc, dom'le, și justiția asta la un moment dat, dom'le, a ajuns să răbufnească, a ajuns să explodeze când i s-au tot pus tălpi în a face o justiție și ai lăsa pe unii să încalce legea și să faci numai, deci să faci lege numai pe o anumită direcție. Și atunci această justiție... Dar știu și reversul medaliei, da, a nu-i pedepsi pe cei care au încălcat aia legea. Aia este. Și a primit mutarea în plic. Deci da? cineva care jură că va respecta legea și tu îl pui pe acel om să nu facă, pentru că este incredibil acum ca să vezi cum capii justiției sunt chemați pe rând la DNA sau sunt condamnat, sau cum este această teribilă chestie, cineva care este condamnat pentru că a ajutat pe cineva să facă o ilegalitate, iar cel care a făcut ilegalitatea este exonerat și este eliberat. Sunt multe lucruri care nu sunt paradoxale și pe care, culmea, așa cum spuneam mai devreme, aceste organizații non-guvernamentale le folosesc contra României, pentru că este ceea ce am spus mai devreme, este incredibil cum ONG-uri care sunt contra României
finanțate de către marile companii care exploatează acest popor, strâng 10.000 de oameni, iar partidul de opoziție strânge 100 de oameni și așa mai departe. Acest lucru trebuie să ne dea de gândit și trebuie să stăm, să gândim și mă uit acum în ochii celor tineri care, exact cum spun, calea nu este revoluția, calea nu este să faci lucruri rele, calea este partidul, calea este normal, este democrația. Să predați pentru o consolidare a democrației. A democrației, da. Președintele Klaus Iohannis spunea că suntem o democrație consolidată. Eu, ca simplu jurnalist, constat că democrația din România este ca gelatina, tremură. În momentul de față tremură din toate instituțiile fundamentale, da? Pentru că președintele nu se înțelege cu premierul, la Ministerul Apărării situația e nebuloasă, în stradă există iluzia că strada dictează, deși în statul de drept, domnul Cazacu, asta a spus în America, da? Da. Păi la Congresul SUA, dacă erau demonstrații a 6-7, în două minute erau luați pe sus de poliția americană. Da. Eu îmi doresc un stat de drept și îmi doresc în acest stat de drept să merg pe stradă inclusiv la miezul nopții și să nu-mi fie frică că voi fi atacat de tot felul de persoane cum vedem la televiziune. Noi n-avem situația aceasta. Îmi doresc că atunci când intru într-o instanță de judecată și mă uit la judecător, dincolo de faptul că este bărbat, femeie și poartă roba respectivă, să fie expresia onestității, a profesionalismului. Din păcate, pentru mulți care execută ordinele celor care poartă șurțuleț, ăsta este adevărul, nu se întâmplă așa ceva. Și atunci, dacă nu există respectul față de instituții fundamentale, cum poate să existe respectul între cetățenii României? Deci eu vreau să vă spun că eu cred și am să le las vorbe strănepoților mei să urmărească anumite lucruri. Am strâns anumite lucruri din ziua de azi și prin anumite lucruri și interviurile care le-am dat. Deci istoria va consemna că României la revoluție i s-a pregătit scenariul pe care îl trăim astăzi. Exact. Și este un scenariu, este planificat. Exact cum spuneam acum, deci America vine și este interesat de acest triunghi. Marea Neagră, Marea Baltică, Marea Adriatică, toate aceste lucruri. Se întâmplă ceva vis-a-vis de noi cu Croația, să ne apropiem de Croația. A fost băgată Macedonia în NATO, din câte am văzut, da? E luată în vizor. E luată în vizor, da, și va fi. Deci toate aceste lucruri se întâmplă. Această zonă este o zonă foarte puternică, cu oameni strong, foarte puternici și toată lumea vrea să-i stăpânească. Rusia pe o parte, Turcia pe o parte, pe aici, deci a venit cineva și a zis nu va trece niciun imigrant. Ați văzut că la noi au plecat 3 milioane de oameni și ceva, dar n-au venit imigranți, n-au vrut să vină, pentru că nu asta este interesul nou, ni se pregătește altceva. În caz de că va fi nevoie, exact ce am dezbătut în acest și în timp ce Polonia se roagă ca să vină o divizie americană contra cost în Polonia, aici americanii, cum bine ați comentat și în masă, sunt ei cei care se oferă să aibă o mare unitate în Dobrogea. Deci se oferă să aibă o mare unitate, se oferă să vină să facă elicoptere, se oferă să vină să facă armament, se oferă să repare elicoptere, vin să facă mașini, fără să aibă obligație de offset, fără să fie obligați. Deci ce vrem mai mult de atât. Iar noi stăm și ne uităm, noi venim că, deci mă întorc la problemă, deci opoziția adună 100 de oameni, organizațiile care de fapt au interese economice să subjuge poporul român strâng 10.000 de inși. Noi și, nu mai avem decât 3 minute, exact, domnule colonel, și aș vrea să vă focalizați pe concluzia dumneavoastră privind modul în care România se va prezenta la summitul NATO. Primul punct pe ordinea de zi a Consiliului Suprem de Apărare a Țării a fost modul în care România va susține necesitatea consolidării acestei relații transatlantice, care după întâlnirea de la G7 trece printr-o perioadă sensibilă. Deci, ca simplu cetățean, o spun și mă bucur că s-a luat decizia la nivelul conducerii țării să se țină acest CSAT pentru a se discuta acest lucru, pentru că ține de securitatea și de bunăstarea poporului român. Mi-aș dori tare mult, ca simplu cetățean, ca să existe o mai mare cooperare între președinție și guvern pentru punerea în practică a exploatării resurselor din Marea Neagră, care sunt resursele acestui popor. Rusia are Crimea
și vedem ce se va întâmpla cu ocazia summitului și cu ocazia întâlnirilor care urmează, eu mi-aș dori tare mult ca România să se ducă și să propună acolo, ca nu acum, dar poate peste 6 luni, peste un an, peste 2 ani, toate întâlnirile între șeful Americii și șeful Rusiei să se poarte în România. Așa ar fi normal, datorită importanței pe care ne-o arată și Rusia, dar pe care ne-o dă și America. Sunteți un idealist. Mai avem 50 de secunde și aș dori să vă uitați în cameră și să transmiteți un mesaj către ministru și către generalul Ciuclă, care înțeleg că au divergențe de opinii. Le adresez rugămintea, pentru că prin funcțiile care le-am avut am trecut prin acele lucruri, prin acele locuri, să nu bage în seamă, pentru că dânsii oricum vor rămâne în istorie că au realizat ceva și numai unirea dânsilor poate să ducă mai departe, să facă lucruri bune pentru Ministerul Apărării. Și să nu uite și domnul ministru și domnul general Ciucă că Ministerul Apărării este standardul mersului spre bunăstare al poporului român, prin dotare și prin ceea ce se poate face, prin implicațiile modului în care se cheltuiesc banii pentru bunăstarea poporului român, pentru realizarea unei noi generații de tineri care să muncească pentru această țară, și banul cheltuit pentru dotarea armatei și înzestrarea armatei va aduce bunăstare și în planul social, prin crearea de spitale, școli, drumuri și tot ceea ce are nevoie poporul român. Mulțumesc frumos conaționalului Aurel Cazacu, ca de obicei greu de oprit, dar un patriot pe care îl respect și bine documentat pe domeniul industriei de apărare. Vă mulțumesc frumos și dumneavoastră, stimați conaționali, și vreau să nu uitați că dacă astăzi suntem în NATO, este pentru că România, când i s-a cerut de către Comandantul Suprem al Alianței Nord-Atlantice, a trimis primul batalion de militari români în Afganistan, iar acel batalion era comandat atunci de locotenentul colonel Nicolae Ciucă, care este astăzi șeful statului major al apărării. Vă invit mâine seară la ora 20:30 la emisiunea Ziua Z cu un invitat aparte și o problematică care în cursul zilei de joi și vineri va fi în atenția întregii Europe, ședința Consiliului European. Bună seara!